Vă salut, dragi prieteni, și sănătate și pentru această lună, septembrie, că nu neapărat e mai bună decât toate, nu e mai bună decât nimic, dar atunci când ne uităm la televizor, totuși e bine să nu avem roșu în gât, să nu avem febră, să avem furnicături dintre astea, pentru că pierdem un pic din savoarea discursului și sigur că asta până la urmă ne perturbă într-o oarecare măsură. Dacă stați confortabil așezați la locurile voastre, vom îngropa, să știți, pe toți. Deci după reușita cu Dinu Patriciu, adus totuși până la urmă la Belu sâmbătă, iată, astăzi putem să vă anunțăm moartea lui Ștefan Andrei, fostul ministru de externe al României, da, unul dintre demnitarii cei mai importanți ai fostului regim comunist. A murit la 83 de ani, născut în Dolj, oltean, Sadea, așadar, unul dintre oamenii cu carte ai vechiului regim, cel puțin în aparență, sigur, om cu facultate, e adevărat făcută într-o altă epocă, considerat și de multă lume, să știți, cel mai important ministru de externe al României, practic de după cel de-al doilea război mondial. Asta e adevărat, că dacă îi luăm la rând pe cei care au condus acest minister după 1990, și sigur pe listă se află și Adrian Năstase, Adrian Severin e pe listă de asemenea, e Mircea Gioană, e Petre Roman, tindem să le dăm dreptate celor care îl apreciau pe Ștefan Andrei, care sigur a fost foarte apropiat de Nicolae Ceaușescu, a avut la un moment dat păreri diferite față de el. Pentru unii este cunoscut ca fiind soțul Violetei Andrei, una dintre cele mai frumoase femei din România din toate timpurile. Asta este iarăși aprecierea celor care se pricep la femei, noi nu facem decât să transcriem în această emisiune, v-ați dat probabil seama de mult. Violeta Andrei, da, despre care aminteam și noi de câte ori am avut ocazia, încercând să ne băgăm în seamă, a dus-o bine. În orice caz, Ștefan Andrei le-a avut practic pe toate. Chiar și un fiu pe nume Călin, da, chiar dacă aici am putea să ne ducem cu gândul la un alt Călin și nu ăla din poveste, la unul care face astăzi alianțe de 2 bani ca să mai supraviețuiască, o să revenim și la el. Despre Ștefan Andrei ar fi vorbit mai mult Adrian Păunescu, care l-a cunoscut direct și personal, Nicu Ceaușescu, care asemenea îl știa foarte bine, oameni care astăzi însă nu mai pot povesti, nu avem nevoie de poveștile lor. Cele mai multe dintre ele se leagă de Revoluția din 1989, de vizita lui Nicolae Ceaușescu în Iran, mult mediatizată a vizita lui Neanicu în Iran, mediatizată, sigur, în altă parte, nu neapărat la noi. Ce spune printre altele, sau ce spunea Ștefan Andrei despre asta? Cum a fost manipulat Nicolae Ceaușescu, apropo de evenimentele de la Timișoara, pe care le-a condus în mod personal, dar, mă rog, vizita pe care a făcut-o 2 zile în Iran l-a plasat undeva pe lângă subiect. După ce s-ar fi întors, l-a chemat pe Dăscălescu să-l informeze care mai este situația. Acesta i-a spus că au murit 58 de oameni, când în realitate Ceaușescu credea că doar 12 morți. În fine, a înțeles atunci că a fost dezinformat. Niciodată sigur că nu vom ști adevărul, dar foarte interesant ce spune Ștefan Andrei în acest text publicat în urmă cu ceva timp, că Ion Iliescu ar fi cunoscut foarte bine situația, evident, nu e nicio surpriză, dar e bine când o spune cineva din fenomen, că a fugit permanent de adevăr, că nu i-a convenit scenariul Revoluției și că a încercat până la urmă să ascundă publicului toată povestea. Exact cum a încercat, de exemplu, Adrian Năstase să ne ascundă matrapazlăcurile din dosarul Zambaccian sau din trofeul calității. Cu orice preț, cu disperare, a încercat să facă acest lucru. Până la urmă, justiția l-a condamnat, însă nu și pe Ion Iliescu, de 3 ori președinte al României post-socialiste în primii ani de după Revoluție. De asemenea, Nicolae Militaru a fost un mare artizan, se spune, al teroriștilor. El a sunat de mai multe ori la Târgoviște și a întrebat dacă s-a terminat cu Ceaușescu. În fine, nu l-am cunoscut pe Ștefan Andrei direct și personal, nici nu mi-aș fi dorit, mai ales în vremea respectivă. Acum, la sfârșit de timp și de viață, n-ar fi fost foarte util, întrucât oamenii care depășesc o anumită vârstă, în momentul în care îi întâlnești, vorbesc numai despre ei. Mi s-a întâmplat și mie. Și mă deranjează chestiunea asta, să aud povestea unuia spusă de el însuși.
poate că nu este atât de relevant, dar omul în orice caz va rămâne, tocmai l-am îngropat și pe Emil Bobu, țineți minte, cu puțin timp în urmă, chiar dacă cei doi nu erau de același calibru, dar în orice caz s-a așternut sau se va așterne tăcerea, era și cazul și pentru Ștefan Andrei, întrucât timpul lor a apus de mult. Acești oameni ar fi trebuit să ridice mâinile în sus și să se predea în mod sud-american, indiferent că erau vinovați sau nu, indiferent câtă carte știau, odată cu schimbarea glaciațiunii. Atâta timp cât ți-ai pierdut, tu erai demnitar comunist, da? În momentul în care comunismul a dispărut sau a explodat în aer, 10-15 mii de metri, ce mai puteai să pretinzi de la viață? Să continui să trăiești la fel? Asta a fost marea problemă, după părerea mea, în fața istoriei acestor oameni, care n-au știut să piardă. Unii dintre ei, sigur că ar putea să pretindă, dar de acum înainte doar pe lumea cealaltă, că au știut să se despartă de cele lumești, mă îndoiesc însă. Da? Pentru că au avut privilegii, în continuare țara n-a știut să-i sancționeze, denotat totuși, și cu asta trecem la un alt subiect, că Ștefan Andrei a făcut 2 ani și jumătate aproape de pușcărie în 1990, pentru că atunci asta era. Oricum, dacă nu intrai la pușcărie, te linșau oamenii pe stradă. Și că poate era mai util să-ți petreci o bucățică de viață după gratis, să mai meditezi, că timpul se oprise pentru tine. Nu mai aveai unde să te duci. Da? Era bine atunci să stai la adăpost undeva, pentru că oamenii erau turbați, societatea fierbea, nimeni nu știa încotro ne ducem. Da? Au ieșit repede, sigur, după aia, mulți dintre ei au avut funcții prea importante pentru o lume pe care ei nu cunoșteau, la care nu tângeau și pentru care nu aveau reperele formate. Bun, lovitură și pentru Dan Voiculescu, că trebuie să ne întoarcem pe lumea asta. Dan Voiculescu nu se poate bucura, dragi prieteni, de privilegiile regimului deschis. Măcar semideschis. E adevărat că în cazul celor condamnați la 10 ani de pârnaie, sunt rare situațiile în care beneficiez de regim deschis. O comisie a penitenciarului de la Rahova a decis ca Varanu să rămână în regim închis. Bun, sigur, ne-am făcut aici o socoteală, o să vedeți imediat. Ceea ce înseamnă că, măcar teoretic, el nu va sta singur în celulă. Teoretic, sigur, o să aflăm zilele viitoare unde își va petrece această condamnare. Dar, de asemenea, și câte cărți va scrie. Da? Cărți, sigur, că vor apărea, acum să vedem și câte. Reducerea pedepsei rămâne la latitudinea comisiei, totuși, pentru că el este considerat un deținut periculos. 67 de ani, vă reamintesc, Dan Voiculescu, se află după gratii din 8 august, după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Vor continua, bineînțeles, apelurile, încercarea fetelor lui și a anturajului lui să găsească o soluție pentru ca Dan Voiculescu să iasă de acolo. Șansele sunt practic nule. Vedem deja că toate cererile sunt respinse și sigur că este o pildă extraordinară până la urmă. Justiția mai târziu decât niciodată, dar tot e bine și așa, a făcut dreptate și în acest caz. Dan Diaconescu are mari probleme cu DNA-ul. Din socotelile pe care le-am făcut în această speță, până la sfârșitul anului, cred că DD-ul intră și el la mititica. Da? Va mai tergiversa un pic, sigur, va mai încerca să scape. Este un nou termen pe data de 3 octombrie, practic peste o lună, la Curtea de Apel. Dacă va reuși să amâne acest termen, probabil că se va duce undeva spre noiembrie, dar credem că până la sfârșitul anului îl vom vedea și pe el la zdup. DNA vrea majorarea pedepsei faimosului candidat la Cotroceni, după cum știți, în dosarul de șantaj ordinar cu un primar din Zarand, județul Arad. 200.000 de euro i-a cerut șpaga atunci Dan Diaconescu. Era șpaga vremii, nu e nimic ieșit din comun, asta a fost inventată tot de Adrian Năstase, dar oamenii aveau tupeu la vremea respectivă pentru că n-aveau nimic de pierdut. Altfel, Dan Diaconescu n-a avut niciodată curajul să recunoască că a luat acești bani sau măcar că l-a șantajat ordinar pe respectivul primar din Zărand. La 18 decembrie anul trecut, judecătoria sectorului 1, care a judecat fundul dosarului, l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pe Știrbul din Caracal, din care să se scadă zilele în care acesta a fost în arest preventiv, adică vreo 3 zile, 22-25 iunie 2010. Dănuț a primit 2 pedepse,
de câte 3 ani de închisoare cu executare pentru șantajarea fostului primar al comunei Arădene, pe care am pomenit-o, dar și a omului de afaceri Paul Petru Țârdea. Ambele sentințe, până la urmă, sau sentințele s-au comasat. 3 ani, DNA-UCR 7 ani, 4 ani acolo cu executare, eu spun că ar fi foarte nimerit în acest caz. Ajungem, fraților, la un alt caz interesant în ultima perioadă, cazul Corina Crețu, care până la urmă, printr-un artificiu de calcul al premierului Victor Ponta, se pare că va deveni comisar european din partea României, asta după ce Ponta i-a scris președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, luxemburghezul, că Dacian Cioloș este prima propunere pentru un portofoliu, dar dacă această propunere nu corespunde arhitecturii, cităm aici, pe care o aveți în vedere pentru viitoarea comisie, am dorit să luați în considerare candidatura doamnei vicepreședinte al Parlamentului European, Corina Crețu. Corina Crețu are 2 oameni politici în cârcă și numai ea știe exact istoria pe care a consumat-o cu aceștia. E vorba, evident, de Ion Iliescu, căruia i-a fost, într-adevăr, și cadână, dar se pare și femeie de serviciu. Și, de asemenea, celebrul Colin Powell, dacă mai țineți minte, care se pare că ar fi avut o relație ca de la american la comunistă, e tentant așa să te duci în lumea a treia sau a patra, pe undeva e ca și cum noi ne-am duce în Burundi, de exemplu, să facem emisiunea și ne-ar cădea cu tronc cine știe ce cameristă sau asistentă de pe acolo. Sigur, fata ar vorbi franțuzește, ar fi interesant, înaltă ca plopul, bine făcută, ducând fructele, țineți minte, în farfuria deasupra capului, farfuria foarte ieftină, fructele de asemenea, depărtarea de casă, semnalul care se pierde, de mai poți abona practic la niciun fel de legătură dintre asta digitală și atunci, asta e, nu? Găsești adăpost acolo unde te iubește și pe tine cineva. Probabil că și Colin Powell a trecut printr-un moment ăsta de deznădejde și i s-a părut Corina Crețu femeia momentului, ceea ce se pare că s-a și întâmplat. Dracu știe exact care a fost povestea dintre ei, țineți minte că au recunoscut cei doi că au existat niște mail-uri, probabil că a fost un pic mai mult decât atât. Da, știți cum e, bărbatul în general își imaginează cam multe. Problema este că totuși Colin Powell ar fi pierdut prin această presupusă relație cu Corina Crețu, poate nu numai din acest motiv, ar fi pierdut atunci șansa de a obține fotoliul de la Casa Albă, se spune așa într-o istorie romanțată a acestei probleme. Nu o să intrăm în amănunte că nu mi-a plăcut niciodată Corina Crețu. E adevărat, când ți-l imaginezi pe Ion Iliescu în genunchi în fața ei, sau invers, sigur că situația deja devine destul de jenantă și prefer să trec mai departe. Deși nu suntem niște pudici, dar asta fie vorba între noi, iată că Corina Crețu este resuscitată de către Victor Ponta. Omul ăsta chiar n-are niciun pic de bun simț. Da? Pe lângă faptul că aceste deplasări ale lui în China, una dintre ele se produce și în aceste momente, sunt deșanțate. Adică, ok, nimeni n-a spus să nu ai relații cu China, viitoarea mare putere mondială a anilor 2050. Bă, chiar așa, o nerușinare evidentă, da? O țâfnă dintre asta pe care toată lumea o recunoaște vis-a-vis de relația lui Știrbă cu Uniunea Europeană. Da? Nu-l plac europenii și atunci Victor Ponta, după tehnica lui Adrian Năstase, se răzbună împrietenându-se cu chinezii. Toată lumea știe, chinezii sunt pricepuți, da? Sunt muncitori, sunt oameni cu care poți să discuți o problemă. Ei nu au însă legislația Uniunii Europene. Că e mult mai ușor să dai o șpagă unui chinez, da? Sau să te înțelegi la negru cu el, indiferent cât ar fi de bine școlit, năstrunit în ale afacerilor chinezul, decât cu Uniunea Europeană, că lucrurile sunt evidente. De ce nu face 5 drumuri în Danemarca sau în Suedia în loc să se ducă odată în China Victor Ponta? Da? Să nu sunt niște argumente care să stea în picioare. Oricât am fi noi de răsăriteni, ca și concepție și ca și mentalitate, o genă de răsăriteni evidentă, suntem totuși acea pată de latinitate, nu? Așa se spunea pe vremuri, în zona asta slavă a Europei. Bă, menirea acestei țări este să se apropie de vestul Europei, că nici germanii,
sau britanicii nu ignoră relațiile cu China, dar preferă să aibă relații cu Franța, cu Spania sau cu Italia, decât să aibă relații cu China. Adică astea sunt prioritare, după care China vine și ea la nivelul... Adică n-ai fost în stare să te înțelegi cu europenii? Crezi că ești un bun premier sau un bun președinte dacă te înțelegi cu chinezii? Evident că nu. Noi știm că Victor Ponta este căsătorit în China, da? În 2007 s-a căsătorit, știm că a adus-o pe Daciana să arate marele zid chinezesc, un gar o feblețe pentru această economie chinezească, încă o dată spun nimic catastrofal, dar totuși nonșalanța cu care se afișează în raport cu un partener care nu este chiar atât de apropiat Uniunii Europene, este o gafă monumentală. Deci niciodată, nu va fi un om de stat apreciat în Uniunea Europeană. El știe lucrul ăsta. Aici se înșală Victor Ponta și încearcă să inducă în eroare și opinia publică, oricât l-ar critica el pe Traian Băsescu, oricât ar fi Băsescu de pușlama, el are o relație bună, spre foarte bună, cel puțin în acest moment, cu Uniunea Europeană. Pentru că europenii sunt datori lui Traian Băsescu. Faptul că Băsescu n-a scufundat România, da, cu nepriceperea unui președinte român, ar fi putut să o facă, oricare președinte din România, până la Traian Băsescu sau după el, ar fi scufundat, suntem de acord, din orgoliu, din prostie, din lipsă de abilitate, ar fi scufundat România, este cert, asta știu europenii. Și din punctul ăsta de vedere, Băsescu este foarte bine văzut, pentru că el a menținut această țară la suprafață fără ajutorul titanic al Uniunii Europene. Sigur că Uniunea Europeană ar fi intervenit, ar fi sprijinit România, cum a făcut-o cu Grecia, cum a făcut-o în alte cazuri, a intervenit în Irlanda, a intervenit în Portugalia și așa mai departe, era gata să intervină peste tot. Ei, iată că în România au trebuit să intervină foarte puțin la suprafață. Ei sunt recunoscători instituției prezidențiale din România pentru acest lucru. Asta Victor Ponta nu recunoaște, nici dacă l-a ars pe rug, și încearcă să inducă opinia publică din România în eroare. Numai pentru asta și Traian Băsescu a reușit în cele două mandate la nivel european. Ascultați-vă ce vă spun. Da? Victor Ponta nu are acest pedigree la nivel european și nu-l va căpăta niciodată ducându-se și făcând afaceri țigănești, îmi iertați expresia, cu chinezii. Că, atenție, China are relațiile cu Franța de alt nivel. François Hollande s-a dus cu un Airbus A380 cu 700 de industriași în China, la Shanghai și în Hong Kong după aia. Să nu cumva să credeți că relațiile pe care le-au stabilit oamenii de afaceri francezi, Peugeot, Citroën, Airbus, așa, Alstom și așa mai departe, JDF și toate alea, în China, nu sunt de nivelul chiții bușăriilor pe care le face Victor Ponta. Ok, dacă el a reușit să se ducă în China și ar face pe chinezi să investească în România mai mult decât investesc în restul Uniunii Europene sau măcar în oricare dintre țările importante ale UE, aș fi de acord. N-are la ce să-i spune lui Ponta. Asta e, s-a descurcat, avea o afinitate și poate știa chinezește mai bine decât franțuzește sau englezește. Da? Dă-l măsa, măcar bine că a adus niște bani. Nu-i cazul. Chinezii sunt disponibili peste tot. Eu am cunoștințe și mă pricep la politică externă, știu și puțină economie. În Estonia, Letonia și Lituania, de exemplu, sunt foarte bine implementați. Deci China nu refuză pe nimeni. Da? Au construit în Slovacia, am înțeles foarte de curând, un apeduct. Au construit în Republica Cehă, foarte de curând, iarăși un tronson de ăsta de cale ferată. Chinezii, da. Deci nu este exclus. Poți să faci relații, să ai relații cu China. Ei nu te refuză. Bineînțeles, sunt o putere care își dorește să aibă relații cu Uniunea Europeană. Este principalul partener al Chinei pentru viitor. În momentul de față nu este primul partener Uniunea Europeană, dar va deveni. Sau ei își doresc să facă asta. Au Statele Unite importante, au Uniunea Europeană, au Japonia și au restul Asiei de Sud-Est. Și sigur Rusia la așa. Da, Uniunea Europeană este un partener cheie, bineînțeles, pentru China. Ei știu ce țări sunt în Uniunea Europeană. Nu ne păcălească Victor Ponta că s-a dus și el acolo să comercializeze niște nutreți în China. Bun, tatăl Corinei Crețu, spunea Pacepa acum câțiva ani în dezvăluirile lui celebre, să revenim un pic la subiect, a fost un comunist. Și a studiat la Moscova, la fel ca Ion Iliescu. N-are nicio vină Corina Crețu, dar apropierea ei de Ion Iliescu mi se pare firească.
De trei ori, așadar, Ion Iliescu, asta îmi place să o tot spun, președinte al României, deși unii consideră că a fost doar de două ori. Tatălui Iliescu, spune Pacepa, și-a botezat fiul Ilici, știm asta, în onoarea eroului său, Vladimir Ilici Lenin, și și-a dedicat întreaga viață slujirii Cominternului. Cominternul, pentru telespectatorul care ne întreba ce înseamnă politruc, uite că puteam să-l întrebăm în seara asta și pe Klaus Iohannis, dar pleacă totdeauna la jumătatea emisiunii. Cominternul e cam tot din aceeași ramură, să știți. Întreaga viață dedicată slujirii Cominternului, brațul internațional al Partidului Comunist. Deci, Corina Crețu, sigur, ascensiunea ei politică, acum, să fim iertați, se datorează și aceste relații pe care a avut-o cu Ion Iliescu, a știut să intre sub piele, nu era de fier, știți, Ilici. Nu era de fier absolut deloc. În puloverul ăla în care a apărut el în 90, vi se părea de fier? Când i-au zis ăia să nu mai dea din mână și el n-a mai dat, el nu era pentru 30 de secunde. Nu părea să fie de fier, cum nu era nici Petre Roman, săracul. A plâns acum de a sări puloverul 2 metri de pe el la îngroparea lui, la îngropăciunea lui Dinu Patriciu. Bun, ajungem la o nuntă politică, știți că sunteți specialiști în nunți, dar sigur mai degrabă în mormântări. Ne plac însă și nunțile, pentru că după nuntă vine de obicei mormântarea. E cazul și în politică, nuntă fraților, puțin probabilă la un moment dat, dar dacă stăm să ne gândim mai bine, nu e nimic ieșit din comun, PC-ul, dar nu Partidul Comunist, ci Partidul Conservator, și PLR-ul, partidul lui Călin Popescu, manechin Tăricianu, au strâns mâna și au bătut palma, da? Și vor forma un grup comun în Parlament. Cu părerea mea este o rușine. Tăricianu, care dădea lecții, da? Îi dădea lecții de liberalism lui Crina Antonescu, Partidului Național Liberal în ansamblu lui, Călin Popescu, Tăricianu era deținătorul mărcii PNL. Nu, așa, cel puțin așa părea în momentul în care vorbea. Hodorogit, e adevărat, în cârjele alea imaginare, cu femeile alea ale lui multiple stând la coadă în spatele lui, cu pruncii ăia ținuți în brațe și plângând cu toții că nu-și vedeau tatăl decât la televizor. Asta e când ești foarte ocupat, sigur, întâi și întâi datoria față de țară. Ok? El părea să fie, încă o dată spun, depozitarul mărcii Partidul Național Liberal. El face alianță cu, practic, ce-a mai rămas o schijă, ca să mă exprim plastic, o schijă a Partidului Comunist, acest partid conservator, o conservă, de fapt, da, pe care Dan Voiculescu a creat-o doar pentru a putea să-și spună pe nume. Să aibă și el ceva cu care să iasă în evidență. Daniel Constantin, președintele PC, spune că această nouă alianță mizerabilă va promova proiecte de centru-dreapta. Nici ei nu mai știu exact unde se află. Concret, zice Daniel Constantin, am stabilit ca guvern sau grupul, pardon, liberal-conservator PC-PLR va promova în plan parlamentar și guvernamental un set de măsuri, bă, dar și ăsta știe limba asta de lemn, Dumnezeule, un set de măsuri de centru-dreapta, nu e nicio măsură, bă, care să răspundă în egală măsură, altă măsură, atât necesităților economiei românești, cât și așteptărilor electoratului USL, care în urmă cu 2 ani a încredințat guvernarea unei mari alianțe formate din social-democrați, conservatori și liberali. Aha, deci după părerea ta, Constantine, conservatorii sunt înaintea liberalilor. Bă, dar ce șmecher ești, mă! Deci în acest USL, băi fraților, vezi cum se rescrie istoria asta la televizor? Deci USL-ul era așa, social-democrați, ăștia erau antilopele GNU, conservatori, care conservatori, mă? Și liberali. Așa, la sfârșit erau și liberali. Pentru că ce mai pretenții mai ai, mă, Constantine, să rămână Partidul Național Liberal lângă tine? Dacă pentru tine erau așa, liberali erau după, păi voi sunteți 0,1%. Da? Din populația țării. Cam atâta reprezintă Partidul Conservator. În mod evident, electoratul are nevoie de o alternativă conservator-liberală, credibilă. Nici nu știe, mă, lumea de alianță. Asta noroc că am citit-o noi acum la televizor, care să compenseze inflația de candidați și politruci proclamați formal, aoleu,
dar subordonați informal, asta sună bine, președintelui Traian Băsescu. Aici a întors-o frumos. Până la urmă l-a scos pe Băsescu, l-a făcut de rahat iarăși. Asta ne-a transmis președintele PC, Daniel Constantin. Așa de vorbit, poate să vorbească oricine. Deci grupul de la Senat deja se întărește. Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat în debutul ședinței plenului că senatorii Liviu Pașca, Petru Ehegartner, Nicolae Nasta și Daniel Barbu, au demisionat din PNL, mă, ăsta e ministrul, fostul ministru al culturii. Ăla de-a zis că nu-s fonduri, sunt destule fonduri, bă, pentru SIDA, a zis Daniel Barbu. Au demisionat din PNL. Ei vor activa deocamdată ca necalificați, vreau să spun neafiliați, pardon, dar este doar o formalitate să se înscrie în PLR, da, evident. Cred că până am citit noi fraza asta s-au și înscris în PLR. Ce rușine! Ce rușine, bă! Bă, deci în locul lui Tăricean aș fi putut să fiu nemulțumit că ea nu respectă carta Partidului Național Liberal. Și că nu au nicio legătură cu brătienii, cu maniu, mai nu știu cu cine. Ok, da, să vină cu abecedarul Partidului Național Liberal, să spună la crucea ălora, rămâne, este sfidător ce face acest tulcean odios, acest isăcean de doi bani, acest căcărău mizerabil. Putea să-l atâne. Dar tu să te duci după aia să faci front comun cu Partidul Conserva lui Dan Diaconel, lui Dan Voiculescu, bă, al Varanului, pușcăriașul. Ce legătură? Cum să faci, bă, relație? Ca ce? Să nu te mai înjure la Antena 3? Din ce motiv să te duci să faci alianță? Incredibil. Păi, bă, tată, mai bine mor de 100 de ori ca liberal neînțeles decât să te duci să te îmbunești cu Daniel Constantin, mă. Daniel Constantin este cum era Lăcătuș, antrenor la Steaua, când îi striga Gigi din tribună. Bă-l pe ăla! Acum! Striga Lăcătuș. Acum! Îl bag. Acesta era. Dacă Dan Voiculescu mâine rage din penitenciar, Daniel Constantin execută. Daniel Constantin nu există. Daniel Constantin nu are personalitate. Îl face tot ce îi se spune. Dacă către Varan, cu mințelul ăla absolut, îi dă ăsta 10 perechi de palme, nu zice nimic. Da? Eventual îi mulțumește lui Dan Voiculescu. Incredibil ce rușine. Bun, ci că ni se pregătește, am mai discutat la un moment dat, nu este o noutate, dar un deputat PSD propune, printr-o inițiativă legislativă, introducerea votului obligatoriu. Sigur că pe undeva, aici și o declarație aiurea, bineînțeles, ca de fiecare dată a președintului Camerei, Valeriu Zgonea, un pic îl simt totuși stresat. Care e chestiunea? Deci românii să fie obligați să meargă la vot, deoarece clasa politică și-a dat seama că așa înfrângerea ei este zdrobitoare. Adică în jur de 28% dintre cei care pot să voteze stabilesc președintele României sau Parlamentul României. Da? Pe undeva sigur că e jenant. Numai că, atenție, a trimite toți oamenii din țară în mod obligatoriu la vot, că dacă nu sunt amendați, amenda ar fi undeva între 500 și 1000 de lei, deci 10 milioane de lei vechi, te duci, tată, să pui un vot aiurea pe pupitru, în loc să-l pui pe buletinul de vot, da? Poți să-l pui pe pupitru sau să ți-l lipești de fund. Poți să faci și asta, că nu mai contează, ai băgat buletinul de vot în urna de vot, este ok, nu trebuie să-l pui pe buletin. Dar atenție mare! A trimite tot electoratul la vot înseamnă un risc pe care România nu și l-a asumat niciodată. Adică al de PSD a trăit tocmai prin acest absenteism de marcă, românii sictiriți sunt cei care nu se mai duc la vot. Adică niciodată PSD-ul nu are cum să piardă în această lege a firii, a junglei, de fapt, în România. Cu cât oamenii sunt mai nemulțumiți, cu atât PSD-ul are șanse mai mari să câștige. Pentru că cei care înțeleg situația de revoltă nu se mai duc la vot. Sau votează aiurea. Sau se sabotează într-un fel. E, electoratul de talpa țării, prostimea, pulimea României, va vota întotdeauna cu cine trebuie. Pentru că sunt oameni ușor de manipulat. În fel, am avut zilele trecute o statistică cu publicul Antenei 3, de departe cel mai bătrân din România. Au fost publicate niște cifre oficiale. Ce rușine! Deci la ei este un public preponderent peste 65 de ani. Nu are nicio valoare. S-ar putea să fie morți. Doar să fi rămas televizoarele lor deschise. Dacă feciorii lor care lucrează și cu culeg corcodușe prin Spania sau Italia, le-au cumpărat o plasmă la un moment dat, aia nu să
închide niciodată. Nu e un televizor cu lămpi ca pe vremuri. Plasma îți supraviețuiește. Mai merge 20 de ani după ce tu ești în mormânt. Da? Deci s-ar putea ca în multe case acest public care se uită la Antena 3 și care nu decide soarta țării, este un public ieșit din uz, da? Ăsta este publicul pe care mizează ei. Pe Antena 3, am văzut o statistică, are cel mai redus public tânăr dintre canalele de știri. Deci, într-adevăr, oameni, trebuie să ne retragem vorbele, insultele extraordinare pe care le-am adresat în general publicului din România, retragem o parte din ele, atât avem statistica, trebuie să ne recunoaștem învinși, da? Adevărul e că puțină pulime se uită la Antena 3. Da? Oamenii ăia de peste 65 de ani nu ne interesează, nici nu ne mai aud. Și mai mulți dintre ei au și surzit. Deci nu sunt impotent, mă interesează că tataie să uită la Antena 3, că el nu mai decide. El oricum le știe pe toate, e clar. Deci publicul tânăr se uită în cea mai mică proporție pe Antena 3. Asta înseamnă că people metrele, evident, știam lucrul ăsta, sunt aranjate prost. Adică nici n-ar trebui să existe, dragi șmecheri de la Kantar, nici n-ar trebui să existe niciun people metru la nimeni peste 65 de ani, pentru că ăia nu contează, ăia nu plătesc impozite, da, ăia nu sunt forță activă, ăia nu reprezintă nimic, da, nu călătoresc, ei nu-și sporesc cunoștințele cu nimic, pozmagi, nu mă interesează. Și publicul tânăr este important aici, cel care, mai bine un sugar decât unul de 65 de ani în această situație. Deci n-ați făcut nimic cu tâmpenia asta, ratingul ăla incomensurabil al antenelor, iată, a fost demascat de niște informații oficiale. Deci ca să revenim aici, aici e o dramă. Un pic, un pic, și Valeriu Zgonea întrevede această problemă. De asta s-ar putea să nu se adopte. Păi știți ce înseamnă asta, mă? Aceia 40% care n-au votat niciodată ar fi silit să meargă la vot. Sunt mici șanse ca ei să voteze chiar cu PSD-ul. Deci, de aici, din această tâmpenie, încercând a la Dragnea, da? Să aducă cât mai multă lume la vot, cum făceau la referendum. Acolo era clar, cu cât mai mulți vin, cu atât Băsescu avea șanse mai puține să rămână în funcție. E să știți că aici a proștilor nu e așa. Deci dacă îi zgândăriți pe ăștia care n-au votat niciodată în România, ăștia numai de al dracului o să voteze împotriva partidului care imprimă această lege nefirească. Pentru că la cât a fost România de oprimată, se vede că nu știți ce e democrație. Vă dați toți de centru, dreapta, de dreapta, de dreapta curului. Sunteți niște nimeni. Da? România, la așa cum a trăit într-o epocă comunistă, mizerabilă, cu securitatea, vai de capul nostru toată istoria. Așa? Noi nu putem să fim siliți. Pentru noi dreptul de a vota este un privilegiu. Tată, facem ce vrem. Măcar aici să putem să decidem. Când în sfârșit am căpătat și noi. Noi avem 25 de ani de democrație. Alții au 200-300 de ani de democrație. Deci nu ne putem duce noi, nu mai vorbesc de ea, care au câteva mii de ani. Dar vorbesc de ăștia de pe lângă noi, da? Cum să-mi impuz mie? Adică după 25 de ani nu mi-a oferit nimic în țara asta. Eu țin statul în continuare. Statul sunt eu, bă, România. Da? Eu, Radu Banciu, sunt statul. Eu plătesc la toate impozite, eu sunt cu toate la zi. Statul nu mi-a oferă nimic. Eu n-am lucrat nicio zi la stat. E bine, eu întrețin statul. Și alții ca mine care lucrează în sectorul privat și care dau randament. Sunt puțini în situația asta. Noi întreținem statul. Este o mega anomalie. Da? Eu plătesc tată la stat niște sume incredibile în fiecare an. Da? Ca să ce să fac, bă? Să ții România asta care nu produce nimic, care nu are nicio idee. Este o bătaie de joc colosală asta. Ar trebui, după părerea mea, făcut un alt sistem. Tu lucrezi la privat, susține sistemul privat. Statul să-și vadă de ale lui. Da, dacă nu-i în stare. Statul trebuie să mă țină pe mine, nu eu să întrețin statul, mă. Păi în ce epocă trăim, mă? Ăsta e capitalismul, vă înșelați, mă. Capitalism, nu cetățeanul îți întreține propriul stat, mă. Statul nu este un invalid pe care trebuie să-l întrețin eu. El trebuie să dezvolte proiecte de infrastructură, el trebuie să atragă investitorii străini, el trebuie să creeze locuri de muncă, nu eu să-i finanțez lui toate. Eu plătesc niște impozite, nu a gândit statul în viața lui așa ceva. Ia iurea, tată. Cum Dumnezeu să mă chem la vot obligatoriu? Dar cine ești tu, mă? Să mă chem pe mine la vot, să vin eu obligatoriu dimineața la 7 să votez pe tine. Este aiurea, tată. Gândiți-vă puțin măcar la cum s-a făcut revoluția aia. Măcar dreptul ăsta să-l ai, să alegi pe cine vrei tu puterea, cum a zis săratul, nu mai poate fi deținută de nimeni pe viață. Venim acum că a ajuns Victor Ponta și lui Dragnea, e un frustrat, că a avut o copilărie nefericită cu 3 jucării,
trebuie să-mi schimbe mie ideea de, sau modul de viață. Atunci mă duc din România în altă țară și fac performanță acolo. Stați voi aici cu proștii voștri în condițiile astea. Nu-i normal așa. Da? Și asta este o regulă iarăși venită, numai că încă o dată spun cu amendamentul că s-ar putea să vă frigeți la această problemă. Pentru că toți cei care s-au abținut până acum, și tot mai mulți, bineînțeles, să abțin, pentru că oamenii care se sictiresc, în ciuda ideii aia că trebuie să mergi la vot, duceți-vă la vot, oamenii nu se mai duceau. Nu văd că, într-adevăr, 30% din populație vota. Asta e realitatea. Aia 30%, sigur că erau oamenii cei mai ușor de păcălit. Nu mai votau tot și au dat seama. Chiar dacă știau că se întoarce evident împotriva lor. Asta știam și noi, nu suntem tâmpiți. Am știut din 90 că se întoarce împotriva mea dacă iese Ion Iliescu. Ce puteam să fac? Da? Nu l-am votat pe Ion Iliescu nici atunci când a candidat cu Corneliu Vadim Tudor. Clar, da? Sigur, știam că dacă iese Vadim Tudor s-a terminat, ajungem în Papua Noua Guine. Nu l-am votat, mă, pe Ion Iliescu. Da? Pentru că asta înseamnă să faci un compromis. Eu n-am făcut, bă, compromisuri niciodată. Bă, niciodată. Da? Și nu te duci să votezi rău mai mic. Niciodată. Dacă ai conștiință. Dă-l dracu pe Ion Iliescu să nu iasă președintele României, că n-avea niciun motiv să fie președintele ales al României. Chiar dacă lângă el era un monstru, ok. Da? Să nu iasă Iliescu. O, ieși ăla la alta, asta ne-a fost soarta, am plecat, la revedere. Este Ion Iliescu. Asta e, dar măcar știu că nu l-am votat niciodată. Păi Ion Iliescu nici nu l-aș vota cât aș trăi. Deci compromisuri de genul ăsta nu faci decât dacă ești un om de nimic. Bun, ajungem mai departe. Asta mi-a plăcut. Doi analfabeți, Traian Igaș și Dan Șova, s-au certat la televizor, am înțeles, chiar la noi, în emisiunea Evenimentul Zilei, care mai nou are doi moderatori, pe Mălin Bot și pe Silviu Sergiu. S-au făcut, unul l-a făcut arogant pe celălalt, adică Igaș l-a făcut pe Șova arogant. Ce. Uitați-vă puțin la fața lui Șova, bă, este scandalos, bă. Bă, deci când ai o asemenea față, cer palme. Măcar atâta să înțeleagă și Șova că este și prost, și arogant, și neplăcut, și analfabet. Bun, l-a făcut Igaș doar arogant. A sărit, bineînțeles, frustrarea din Șova, oricum n-a dat niciun randament în politică, a fost zero barat. Și l-a făcut analfabet pe ălalalt, la care, atenție, Igaș nu s-a apărat cu flecuștețe de-astea, cum că, domnule, las că ți-arăt eu, că are vreo 3 diplome false, i-a reproșat ăsta, și i-a spus lui Șova direct, măi, șpăgarule, asta e clasa politică, aici am vrut să ajungem, deci este clar, da? Deci, ca să nu mai zică lumea că vin de la noi lucrurile astea, Igaș este analfabet, iar Șova este șpăgar. Este evident. Probabil și viceversa, nu e nicio problemă. Iar l-ați adus pe analfabetul ăsta? Este un analfabet care a furat 3 diplome de facultate. Să mă dea în judecată, a zis Șova despre Igaș. Să spună domnul Igaș ceva din puțul analfabetismului. E totuși interesant așa între ei, repede. S-a totuși fost ministru de interne. Traian Igaș, că nu chiar fite cine, ăsta la Șova știm cu toții, da? De el practic a depins soarta României până nu de mult, în el ne-am pus nădejde că va face țara plină de autostrăzi. L-am auzit pe Ioan Rus, amicul meu de la Cluj, care a spus într-o seară stupefiant, o, dacă japonezii ar fi spus chestia asta, nu atâta să te gândești, domnul Rus, să fi spus în Japonia, un ministru al transportului, ce ai spus mata. Și anume, România nu are nevoie de autostrăzi, are nevoie de drumuri expres. Ok. Deci, să zicem că un ministru al transportului dintr-o țară de asta super dezvoltată, am luat Japonia, unde sunt mai multe autostrăzi decât poteci, să fi venit și să fi spus vreodată, ai mă, nu avem ochii oblici așa, sunt zeci de cutremure în fiecare zi. Da? Avem unde să ne ducem în Pacific să pescuim. Dă-ți-o dracului, ne mai trebuie și autostrăzi. Țara nu e atât de mare. Pentru că suprafața Japoniei este cu mult mai mare decât a României. Zic din memorie așa, Japonia are undeva la 323 km pătrați, România are 200.000 de km pătrați, România are 238.000. Nu-i cu mult mai mare Japonia, da? Ce dracule trebuia lor? Făceau niște linii de alea de mare viteză, cale ferată, la revedere. Și în Japonia sunt numai autostrăzi. Da?
Ok, am dat un exemplu poate greșit. Sunt atâtea alte țări. Extraordinară asta, bă. Deci a ajuns un ministru al transportului într-o țară unde nu există nicio autostradă, nu există niciuna. București, Pitești sau București, Constanța sunt niște glume. Deci în Franța astea nu primeau nici măcar titlul de drum departamental. Nici măcar ăla. Că ați urmărit la televizor, că nu trebuie neapărat să fi fost în Franța, dar ați urmărit vreodată Turul Franței la televizor, Turul Franței la ciclism, ați văzut că drumurile departamentale, adică a patra categorie de drumuri din Franța, sunt superioare oricărui ciot sau tronson de autostradă din România. Cum dracu să vii să spui așa? Nu avem niciun kilometru de autostradă. București-Constanța este o glumă de șosea. Da? Primii 20 de kilometri, dacă mergi din București, de așa face mașina. Dumnezeu știe, sunt niște gropițe pe acolo, mergem fiorător. Da? Aia de Pitești nu mai vorbesc, de ceva rușinos. Deci nu avem niciun kilometru de autostradă demnă de numele ăsta și a venit unul, marele Ioan Rus, politician ca o cămilă bacteriană în politică, adică uns cu toate alifiile, un om cu experiență cât carul, și ne-a zis că nu mai e nevoie, nu se mai poate face, probabil că nu se pot face. Este singura țară din lume unde autostrăzile nu pot fi construite. Bă, ce tâmpiți totuși! Da. Asta este. Nu ne permitem să întreținem autostrăzile. Și cu toate astea, dar n-ați putea, domnul Rus, de exemplu, să faceți o lege să plătim noi întreținerea autostrăzilor cum ne plătim întreținerea la casă? Adică, de exemplu, să fie așa. Ți-a venit 4 milioane jumate întreținerea pe luna iulie. Mie mi-a venit un pic mai mult, da? Zic așa în general. Mai dai 5 milioane sau 15 milioane să-ți întreții bucățica de autostradă. Fiecare cetățean român, mai ales proștii care lucrează la privat și care își fac treaba, să aibă bucățica lor fictivă, desigur, de autostradă, pe care probabil n-a ajuns niciodată. Și să o întrețină pe aia. Nu putea să faceți o chestie asta, că la impozite, când n-aveți nimic de făcut decât de colectat, adică să furați banii cetățenilor care lucrează la privat, oare nu s-ar putea? Ca să întreținem autostrăzile pe care, sigur, nu le vom face niciodată. Dar să știți că puteți să veniți. Uite, Liviu Dragnea, dacă ar fi fost mai inteligent un pic, venea cu chestia asta. Dar de ce să nu întreținem? Ți-ar fi spus Liviu Dragnea plin de tâlc și de farmec la televizor, de sub mustăcioara aia cu fasolea lui. Ți-ar fi zis așa, pe dacă nu dăm bani la început, nu putem să le construim. Pe la Sorina Matei, pe undeva. Pe nu, întâi trebuie să colectăm sumele, pentru că noi nu le avem. Am băgat bani la inundații, am băgat bani la porumb, am băgat bani mai nu știu pe unde, pe la dropii. Nu mai avem pentru... Dar dacă lumea colectează 5-6 ani, o să ne apucăm de treabă. O să vă garantez eu, Liviu Dragnea. Ne garantați dumneavoastră? Da, garantez eu. Bine, să începem să colectăm. Deci, de ce nu ne luați proștilor banii vreo 4-5 ani? Un impozit ăsta pe prostie, adică pe autostradă. Da? Impozitul pe autostradă. Fiecare cetățean, baba aia care mi-a mie întreținerea, să-mi spun așa. Păi aveți 4.800.000, ați lipsit 2 săptămâni, v-am făcut reducerea. Aveți 4.800.000 pe luna asta și aveți 15 milioane la Dragnea, la autostrada timpului. Nu știu, arconsier, cum se va numi ea. Da? Și da, în loc să dau 4 milioane, dau 19. Da? Care e problema? Deci de ce să nu facem o chestiune? La un moment dat, când veți ajunge oricum la sapă de lemn, va trebui să faceți și asta, ca să vă puteți face cafeluța din banii pe care îi colectați de la privați. Și în rest lăsați TVR-ul să meargă, că ăla este profitabil. Într-adevăr, inginerie, numai deștepți au fost acolo. Când i-am acuzat de nepotisme și că sunt ultimii manageri din lume și ultimele proaste acolo, au sărit toate ca arse. Am văzut, da? Falimentul absolut. Asta înseamnă o televiziune. E obligatoriu să meargă mai departe TVR-ul, da? Să facă o gaură cât mai mare. Bineînțeles, este obligatoriu. Mai avem un pic de timp. Puțin, dar ne ajunge. Am pierdut Adrian Porumboi în județul Vaslui și n-avem gust să nu semnă. L-am pierdut Cornu. El distribuia cică în Vaslui. Incredibil, bă. El distribuia până și Cornu și laptele. Am mai zis de atâtea ori. Tot ce mișca în județul ăla era lui. Și lăcustele. Intra și în mintea lăcustelor, tată. Acest Adrian Porumboiu. El, fraților, 12 ani la rând a distribuit Cornu în școli. Vă dați seama ce bani a luat? E, se pare că de data asta, din județul Suceava i-a venit pieirea, unde 2 SRL-uri l-au depășit. Au câștigat licitația pentru aprovizionarea și distribuirea Cornului. 52.572 de elevi.
și preșcolari beneficiază de acest corn împuțit în județul Vaslui. Nu-i bun de nimic, bineînțeles. Odată din două zile l-am văzut și eu. Era stricat. Bun, să știți totuși, aici nu am terminat, laptele va fi distribuit tot de Adrian Porumboiu. Asta e genial. N-a avut concurență la licitație și a luat tot el. Până în pânzele albe va distribui măcar laptele. L-a alterat, bineînțeles, o zi din două este alterat. Valoarea contractului ce va fi semnat cu Consiliul Județean Vaslui, ce n-au după ce să bea apă, dar beau lapte, se ridică la 5,9 milioane de lei fără TVA. E bine, tată, peste 1 milion de euro va duce Porumboiu mult și bine mai departe. Cu asta va rămâne el în cartea de istorie, nu cu reușitele de la Vaslui sau cu ce a făcut FIS-ul prin cinematografie. Zic la fotbal la Vaslui. Și cu cornul și cu laptele ăsta, ca longevitate măcar, că nimeni nu mai știe dacă era cornul ăla plin de vierm sau nu. S-au plâns de câteva ori copiii, dar până la urmă știi cum e, l-a gustat părintele și o, parcă mie nu mi se pare. Sau nu l-a mai adus copilul acasă, că îl mâncase de foame. Copiii sunt ușor de păcălit la vârsta asta. Da? Încă mai pot fi păcăliți la vârstele astea. Din fericire, ei nu vor vota. Foarte puțin dintre cei care astăzi sunt pe băncile școlii, analfabeții de mâine, la ei mă refer, foarte puțin vor vota cu legenda PSD-ului peste ani. În primul rând că nu vor mai apuca. În al doilea rând, nu vor mai fi în țară. Da? Mai sunt și alte categorii, dar o să vorbim despre asta altă dată. Publicitate și ne întoarcem. Dragi prieteni, stăm cu cărțile pe masă. În ultima perioadă, în general, locul cărților este sub masă, dar, în fine, noi am reușit să ne plasăm mai favorabil. Istoria secretă CIA, gafe de proporții ale serviciilor secrete americane, în fine, tot felul de misiuni speciale, memoriile uimitoare ale generalului locotenent Stubo Platov, toate sunt reunite aici, în trei volume, 109 lei, SMS cu textul litera scris cu majuscule la 1800. Productivitatea muncii zero în România, undeva la 15% de la nivelul Uniunii Europene, dar avem un caz incredibil. Există un cetățean român care are 99 de contracte de muncă, cele mai multe în județul Argeș, dar are și la București și în județul Olt. 54 de contracte sunt pe perioadă nedeterminată, câte 2 ore pe lună, 33 sunt cu 8 ore pe lună și alte 5, 3 ore pe lună. Uimitor este faptul că această persoană are o normă întreagă de asistent medical generalist, 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, dar este și conducător pe auto specială, adică șofer, unde norma este de 8 ore pe lună. Mai are și o funcție de director executiv, o normă de o oră pe zi. Probabil că în imaginația lui cetățeanul ăsta ar fi putut să ajungă și mai sus, dacă mai avea timp să-și viseze. Ne revedem mâine seară.